Primii vestitori ai primăverii vor fi prezenți la Zalău la sfârșitul acestei luni. Este vorba despre copiii din județ care vor participa la târgul de mărțișoare tradiționale ce are loc la Zalău în acest an pentru a opta oară. Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaș cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Sălaș în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaș organizează în data de 24 februarie 2018 a opta ediție a Târgului de Mărțișoare Tradiționale, eveniment la care sunt așteptați meșteri populari din județ și elevii ai școlilor din Zalău și din județ care vor confecționa și vor expune mărțișoare pentru public. Evenimentul va avea loc sâmbătă 24 februarie 2018 în sala dialoguri europene a Centrului de Cultură și Artă al Județului Selaj de la ora 9.